CSE Electrosistem Baia Mare, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, a organizat o nouă ediție a Cupei Electrosistem Lacrosse, concurs ce a ajuns la a 14-a ediție. Acțiunea a fost dedicată ca în fiecare an elevilor și studenților din județul Maramureș și s-a desfășurat pe aleile ce înconjoară Câmpul Tineretului din Baia Mare, cu sosirea la Monumentul Ostașului Român. Ceea ce a vrut să fie o sărbătoare a sportului dedicată tinerilor competitori a fost umbrită de vremea nefavorabilă, competiția desfășurându-se pe parcursul mai multor reprize de ploaie, fapt ce a descurajat mulți sportivi să participe la acest cross. Din păcate, anul ăsta se pare că vremea ne-a jucat o festă, în sensul că mulți copii s-au speriat de vremea neprielnică de dinaintea startului, nu prea s-au prezentat foarte mulți la start. Dar uite că totuși am găsit o breșă în nori și ne putem ține în condiții optime crossul nostru. În ciuda condițiilor meteorologice, la competiție au luat startul 230 de concurenți, marea lor majoritate dovedindu-se bine pregătiți, deoarece la final s-au înregistrat puține abandonuri. Multe școli din Baia Mare, dar și din întreg județul Maramureș, au ținut să participe la acest cross, însă merită amintite școala gimnazială numărul 9 din Borșa, școala gimnazială numărul 1 Moisei sau școala gimnazială din Repedea, care au parcurs peste 100 de kilometri doar pentru a lua parte la această competiție. La cea de-a 14-a ediției a Cupei Electrosistem Lacrosse, organizatorii au pregătit mai multe trasee în funcție de fiecare categorie de vârstă. Începem să avem participanți din ce în ce mai tineri atrași de concursul nostru. Vârsta de participare începe deja din clasa 0, din clasa pregătitoare, până în clasele 12 și chiar studenți. În multe categorii, întrecerile au fost echilibrate cu diferențe minime între competitori, în final cei mai merituoși fiind răsplătiți cu generozitate de către clubul organizator, cu premii constând în cupe, diplome, medalii, dulciuri și diferite sume de bani. În plus, primii 10 clasați din fiecare categorie, dar și profesorii însoțitori, au primit câte un tricou personalizat cu logo-ul competiției. Premiile sunt generoase, ca în fiecare an sponsorul nostru principal, SC Electrosystem, prin clubul sportiv, pune la bătaie premii tentante. Locul întâi va primi cupă și o sumă de bani, locurile 2-3 medalii, sume de bani. Primii 10 clasați primesc un tricou din partea noastră, precum și o serie de dulciuri pentru marea majoritate a participanților.